Mă numesc Natalia, sunt profesoară în gimnaziul Vasile Bogdan din satul Șapte Bani. Realizările din cele mai importante din ultimii 3 ani pentru mine sunt, în primul și în primul rând, m-a interesat mult cariera. Acolo și mi-a fost îndreptată maximul energiei mele. Am trecut prin procesul de atestare și am obținut gradul întâi didactic la limba română și la limba franceză. Serviciul, într-adevăr, ocupă un spațiu aparte în viața mea și pentru școală am încercat să realizăm împreună cu o echipă de colegi mai multe proiecte ca să atragem finanțatorii și din țară și de peste hotare, ca să facem confortul pentru copiii care vin la noi la școală. În 2012 am implementat proiectul Energie și Biomasă și astăzi Gimnaziul Vasile Bogdan este o instituție care se încălzește cu energie pe bază de biomasă. Anul acesta, în colaborare de asemenea cu Asociația Obștească Procooperare Regională, am câștigat un proiect și am reparat pardoselile în sălile de clasă care necesitau această reparație și am electrificat instituția noastră pentru că avea sistemul electric depășit deja și acum suntem pe ultimii pași de finalizare a acestei reparații în gimnaziu. Fraza "școala e familia mea" cu siguranță mă reprezintă pentru că aici activează și soțul meu, aici își face studiile și fiica mea. În 2013 am absolvit Academia de Studii Economice și am decis să fac contabilitate, dar o tragedie din familie a făcut ca școala să vină pe prim plan iarăși. M-au încurajat colegii și nu am mers să fac contabilitate, am rămas să fac pedagogie în continuare. Creștem și educăm cu soțul o fiică și bineînțeles că ne-am fi dorit să construim și o casă. Am mers la Biroul Comun de Informare și am depus, care lucrează în teritoriu, și am depus o cerere pentru repartizarea unui teren de construcții. Prin hotărârea Consiliului Primăriei ni s-a acordat terenul respectiv, dar viața iarăși și-a introdus corectările ei și am renunțat la visul de a construi casa. Într-adevăr, părinții soțului au avut un rol important în viața noastră pentru că ei au fost cei care ne-au permis să ne realizăm în plan profesional, ajutându-ne și material, și emoțional, și în toate planurile posibile.